Conceptul de arhitectură pentru parcarea multietajată pe care primăria Timișoara o va construi în zona gării de nord a fost finalizat. Potrivit documentației, viitoarea parcare cu demisol, două etaje și terasă circulabilă va avea 197 de locuri de parcare, zone pentru încărcarea vehiculelor electrice și rastele de biciclete. Zona Gării de Nord este extrem de aglomerată, iar numărul locurilor de parcare este limitat. Astfel că vom demola garajele dintr-un bartal de blocuri pentru a construi o parcare cu aproape 200 de locuri. Conceptul de arhitectură este gata și urmează obținerea avizelor necesare pentru etapa de proiectare, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău. Vitoarea parcare va fi construită în spatele blocurilor de pe Bulevardul General Ion Dragalina și de pe strada Splaiul Nicolae Titulescu, unde se află mai multe garaje dezafectate. Investiția include și amenajări care se permite accesul la parcare, locuri de joacă pentru copii, spații verzi, accese facile către blocuri, rastele pentru biciclete și iluminat public.